Vrei să filmăm un vlog, să vorbim cu oamenii ăștia care se uită la noi? Vrei să le spunem cum am eu grijă de tine și cum fac eu ca să nu-ți cadă părul peste tot prin casă? Pentru că chiar dacă este scurt, părul tău tot cade. Le spunem? Haideți să le spunem. Bă, salut, bine v-am găsit la un nou vlog, Marțian aici cu voi. Și de data asta am alături de mine pe Swan, ea este câinele meu, bulldogul francez care apare în clipul N-ai ce să alegi și în coronavirus. Am ales să filmez absolut toate clipurile cu el pentru că e un câine minunat. Îl am de aproape 8 ani de zile și pentru mine este ca și un copil. Este ca și fetița mea. Peste toate e o rasă foarte, foarte docilă. Se atașează foarte repede, foarte afectoasă și are nevoie de multă dragoste. Și eu sunt un tip iubitor, așa că am grijă să-i ofer tot ceea ce își dorește. O tratez exact ca pe copilul meu. Dorme cu mine în pat. Îi dau cam de fiecare dată când mănânc eu să guste, pentru că nu-i poate să foarte sănătos să mănânce ce mănânc eu, dar na. Fiind ca un copil, e pofticios. Și în rest, astăzi vreau să vă zic cum rezolv eu problema căderii părului la câinele meu. Timp de 6 ani de zile nici eu nu știam ce să fac, pentru că după ce a ajuns la maturitate, a început să-i cardă foarte tare părul, cam o dată la câteva luni. Și lăsa peste tot părul prin casă și nu știam ce să fac. Și mergând de la un veterinar altul, am avut norocul să-mi spună cineva care era cu un bulldog francez, la fel ca și ea, cu aceeași problemă, că el o tunde. Și mi-a zis, cum tunzi câine cu părul scurt? Oricum are părul scurt, adică na. Și zice, păi foarte bine, o tundă mai scurt decât ei și în felul ăsta firul de păr se întărește și nu-i mai cade, până crește iară. Fiind mai scurt, nu se mai cade. Și zic, bă, foarte interesant, vreau să încerc și eu. Și omul mi-a luat 80 de lei, mi-a tuns câinele, am văzut cum a făcut și a zis, bă, asta pot să fac și eu. Și datorită faptului că m-am mutat din Cluj și acum sunt în Franța, iar aici serviciul de toaletaj este mai scump și plus de asta nu am eu orarul la fel ca și ei, e pe bază de programare și mai complicat, mi-am cumpărat o mașină de tuns de la un magazin pentru animale și o tund eu. Este un Moser. O să vă pun aici câteva cadre cu mașina, să vedeți cum arată și ce modelul e. Singura diferență față de o mașină normală de tuns este că are capurile din metal, are capetele acelea din metal și probabil că e un material mai rezistent, firul de păr de la câine fiind mai gros.
Iar din cauza asta e un pic mai scumpă, e 139 de euro, dacă bine mi-aduc aminte. Oricum, important e că e o mașină de tuns câini. Sunt la diferite prețuri, diferite mărimi. Eu am luat una care mi se pare nu e potrivită. Și în momentul în care începe să-i crească părul și observ că îi cade și îl pierde, o tund, după care o spăl. Referitor la spălatul câinelui, e foarte important să fie făcut maxim de 2 ori pe lună, din punctul meu de vedere, pentru că i-ar afecta altfel pielea și folosesc un săpun sau un șampon special pentru căței, pe care mi l-a recomandat veterinarul. Câinele fiind de culoare neagră, un șampon special pentru câine de culoare neagră și pentru pielea lor. În momentul ăsta câinele este tuns, i-am filmat exact toată procedura, cum am tuns-o și cum am spălat-o. Așa că pentru iubitorii de animale o să fie un adevărat delir să vadă chestia asta, pentru că cei care iubesc animalele le place să le și îngrijească, să le răsfețe, să se ocupe de ele. Foarte important când spălați câinele să nu îi băgați apă în urechi, să nu îi dați cu dușul sub nicio formă pe bot sau în urechi. Eu am un burete cu care o spăl peste tot, o frec pe aici pe cap, iar după ce o șterg și o usuc, încep să-i curăț cutele cu bețișoare din alea de urechi sau cu tampoane din acelea de vată. Și la fel și în urechi, fără să-i bag apă cu tampoane sau cu bețișoare. E foarte important pentru că la un moment dat a făcut o tită, eu neștiind că nu are voie să intre apa în urechi, n-am fost atent și a făcut o tită care s-a dus și în exteriorul urechii. Și la un moment dat îi se umflase urechea și nu știam de ce avea o bulă de aer în ureche. Am ajuns cu ea pe la veterinar și mi-a zis că e o tită externă, am reușit să o tratez și mă bucur că acum nu are nimic a fetița mea. Asta fiind zise, o să dau filmarea cum a fost Swan în momentul în care am tuns-o. Și e foarte important să avem grijă de semenii noștri și la fel de mult este important să avem grijă și de câini. Poate unii au grijă mai mult de câini decât de apropiații lor, ceea ce nu e rău, un câine nu te trădează niciodată. Este foarte loial și este minunat să ai un câine. Vă recomand să vă luați un câine dacă nu aveți. O să vă responsabilizeze mult mai mult și o să vă facă mai empatici. Un câine te ajută foarte mult. E benefic și pentru cei care au copii. Fetița mea până la un moment dat a crescut cu câine, eu la vârsta mea, când eram copil, am crescut tot timpul, am avut câini în casă și inițial, când am ajuns eu la maturitate, nu aș fi fost de acord neapărat să am un câine în casă, dar așa de dragi și așa de tare mă atașez de animale încât n-aș putea să-i chinui, să-i țin afară sau să-i văd pe lanț, cum se obișnuiește în România la țară. Cu asta n-aș mai fi de acord niciodată. Vă salutăm, vă mulțumim că ne-ați urmărit și dacă aveți întrebări referitoare la cum mă ocup eu de câinele meu sau de toaleta ei personală, nu ezitați să-mi scrieți comentarii în secțiunea de comentarii sau orice alte întrebări dacă aveți, puteți să-mi scrieți și în privat pe Facebook, Instagram, Marțean Oficial. Vă pup și până la următorul vlog, ne mergem la plimbare! Partea asta, așa, face toate mustețele. Dă bubă la tata, dă bubă pic, dă bubă.
Da, de lăbuța să spele tati, de lăbuța, sigur. Te iubești, tati. Dacă aș putea înțelege ce îmi spui, ți-aș răspunde pe aceeași lungime de undă. Probabil că nu-ți place neapărat să fii spalată. Dar nu avem de ales, trebuie să fim căței curăței. Mi-a fost ca murdărică, să știi. Dar toate acestea se rezolvă cât ai clipit. Ține copil cu minte, ține acest copil cu minte. Uite, zâmbește la cameră, spune, am fost cu minte, am stat să mă spele tati și să mă tundă. Întotdeauna cutele trebuie curățate separat. Pentru că aici se strânge mizeriuță și de la ochișor și nu le place să-i speli cu apă acolo, pentru că intră nas, în ochi și în urechi și cel mai grav. Nu trebuie să intre niciodată apă în urechi cățelului. Trebuie curățat, separat. Bebelasiu, tata! Bebelasiu, tata! Ține bebelinele, tata, eu te iubesc, copii!